Deci o văd pe Ioana în pozile. Nasol că mai aveam filmulețile, dar s-a dus la... Mai am eu ceva pe YouTube. Vreau să se facă. Acum s-a înlăvărit de Andrei. Putu-ți Andrei, mătii. E mai de genul pe ție. Oltră cu Andrei. Tu le gură. Pulă rău, dracu. Bă, dar și ăla te iubește, fată. Ăla cu... Băi, gata, suntem persoane publice. Deci ne putem face publice vieții. Mi-a dat Andrei telefon. El l-a vărit. La băiat. Eu făceam pe proști. Ăla a zis, ai câștigat 10.000 de euro. Când văd eu număr de RDS. Ani Saulo, zici că am libri și pampers de prost. Dar hai să-i dau telefon la băi. Îi dau eu un bip, nu răspunde. Și după aia mi-a dat el telefon. Și ce ați făcut când ați câștigat 10.000 de euro? Vezi, bani sărit în sus. Și ce mi-ai zis, Andrei? Mai bine să rai în pulă. Și după mi-a zis telefon. Păi, wow! Vezi, bă, poți să sări și în pulă. Păi, cu fără bine. Cam pulă tare. Andreos! Deci tu ai vreo 24 de cotolani. Cam atât ai. Ca așa... Ca și... Aia. Deci dacă ai 24 de cotolani, îți dai seama cât de frustrat să fii tu? Că eu la 40 de cotolani sunt mai... bun la pulă decât la 20 de ani. N-am din singură. Mă dă altfel de-n pulă. Cum tu știi cât de tare sunt în pulă? Eu pot să mă controlez. Dacă nu tragi o labă de control de când în când, te enervezi la căpuț. Și iată-mi, bă, prăpuț. Că te enervezi la căpuț. Fii atent că mai mi-a dat un se înlăvărise unul de fosta mea soție, Adriana. Până la urmă am iertat cu fata asta. Se înlăvărise ăla. Eu eram angajat pe la o firmă de cafea, Elita. Și îmi dă la telefoanele. Îmi băga părea clipă. Îmi zice ăla, băi, mai ales că eu mai vorbisem cu băiatul ăla, dar tu pe aici, tu pe de vorbași. Am zis, aolo, ia uite ce face asta, kilometraj, preferaj. Ăla, ești Elvis? Păi eu nu. Păi mi-a dat un băiat telefon că ești Elvis. Așa, da, cred că americanii erau dreptate. Elvis trăiește și eu sunt Elvis. Deci, ești Elvis. Deci, băga poreacă. El făcea caterincă. Îți dai seama că lângă el era Adriana, se căca așa pe Elvis. Deci, cum? E Elvis. Păi de ce? El era cam pampers libresc, că... Că mă uitam la el, îl scuipa aia în frâză. Și după aia l-am văzut după 2 ani pe Elvis Presley.
Tu știi cât de greu sunt să făcuse? Acum îți dai seama cum arată Priestley. Spaima pizdi. Ăla cred că el zis Priestley spaima pizdi. Că și Ioana zicea, visul meu, fătiu, Dreamor, ce vis ai, fată? Să te împași cu Adriana. Eu, fetele, ia mai concentrează-te, că tu ai kilometraj. Ia, vezi că e măritată. S-a interesat fata și mine la 2-3 zile la mine. E măritată? Aia, da. Păi cum pot să mă împac cu o fată măritată? De ce? M-am fript odată, știi, când te friști cu ciorbă, sufli și în iaurt. Eu de la viața mea am făcut și o curvă răseală și am luat una măritată. Și era să dau ortul. Aia a murit la 2-3 luni după ce s-a despărțit de mine. Am ținut-o în viață cam un an de zile, știi? Mai mult de atât n-am putut. Nu putea nici eu să mă angajez, nici ea nu putea să se angajeze, nu aveam bani. Ne milogea la sormea. Și sormea la un moment dat, o ținea pe asta nemâncată. Sormea la un moment dat s-a dus la mare, la soare cu țâțele goale. Fugeam de colo-colo, când m-am prins sau s-a dus fata la mare. La soare, cu țâțele goale. Ne-a lăsat fără mâncare, fără bani. Cerșeam și pe aici, pula mea, să-i aduc la sală mâncare. Și moram de foame. Iubeam doar rapa. Original. De ce? Că sunt periculos că beau.